Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o mică prezentare, scurtă prezentare despre, promisă de foarte mult timp, dar măcar scurtă să fie, despre suflete pereche, suflete karmice și suflete gemene, flăcări gemene. Deocamdată prefer să las împreună flăcările și sufletele gemene într-un singur context, în ideea că și-ar fi bine să, înainte să-mi încep expunerea, cât ar fi ea de scurtă, să respirați adânc, să fiți calmi, ca să primiți mesajele care vin. Și ar fi bine că să faceți acest lucru cam la fiecare etalare a mea sau a altor persoane pe care le ascultați. Aceștia sunt trandafirii, încă se văd mai binișor decât în etalarea pe care am făcut-o acum, când ieri, la ieri. Ah, sunt înconjurată de flori. Suntem înconjurați de flori. Este sezonul trandafirilor, este sezonul iubirii. Iubirii care, până să se desfășoare, ne provoacă la durere. Apropo de spinii pe care îi mai atingem când luăm câte un trandafir în mână și ne aplicăm să-l mirosim. Ideea este că dragostea ne provoacă. Orice ne provoacă, orice vrem să manifestăm spre creșterea noastră, spre creșterea noastră de orice natură ar fi, profesională, sentimentală, relațională, spirituală, orice. Și provocările vin prin blocaje, prin dureri, pentru că spinii ce fac? Te blochează, te împing la distanță. Și cine promovează lipsa blocajelor, meditați profund. Sunt profesori, falși profesori spirituali, cei care promovează lipsa blocajelor. Dacă n-ar fi blocaje, dacă n-ar fi provocări, cum am putea să înțelegem lecțiile și cum am putea să creștem? Acum, am zis că vreau să fac o scurtă expunere despre cele trei mari categorii, pentru că sunt și trei culori primare, lăsăm și trei categorii de suflete. Altfel, cum spunea Rumi, separările aduc alte separări și cu cât mai multe separări, cu atât mai multă confuzie și îndepărtare de esență. Este o nebunie la nivel colectiv în privința trezirii spirituale și nu doar a trezirii spirituale, cât a iubirilor pe care le trăim. Karmice, flăcări gemene, toată lumea vorbește mai nou despre flăcări gemene, până mai acum un an, doi în România, nici măcar nu se știa. Recunosc în fața voastră că eu citesc. M-am documentat despre flăcări gemene cu câțiva ani înainte să-mi încep primul meu canal de tarot, care a fost în engleză, pe care l-am lăsat de izbeliște. Nu știu dacă o să reușesc să mă adun atât de multe să-l resuscitez. Dar primul canal a fost în engleză. A mers bine. M-au săltat, recunosc, în acea perioadă berbece și balanțele tocmai trăiau niște mari iubiri, care probabil că acum suportă consecințele acelor iubiri. În fine, apoi l-am deschis pe acesta. Știți, cei care îmi sunteți alături și vă mulțumesc din tot sufletul pentru fidelitate, știți prin câte provocări am trecut și eu și probleme de sănătate și probleme personale, în sensul că responsabilități de familie nu mi-au permis să investesc 100% în creșterea acestui canal și să fiu tot timpul alături de voi. Așadar, canalul meu a crescut încet, dar și constant. Și mulțumesc divinității, credeți-mă, zilnic, pentru voi, cei care îmi sunteți atât de fideli. Și tocmai pentru că îmi sunteți atât de fideli, vreau să împărtășesc cu voi niște lucruri, pentru că nu vreau să intrați în confuzie. Provocările sunt mari în aceste vremuri, informații sunt diverse și trebuie să selectați, să discerneți cu mare grijă. În orice domeniu. Dar când e vorba de suflet, de dragoste, cu atât mai mult.
Ascultați într-o parte, într-alta, etalări și apar cărți care sugerează. Și sunt convinsă că nu doar eu spun posibil, suflete perechi, posibil, suflete gemene, posibil relații karmice. Sunt posibilități. Nu înseamnă că punem punctul pe ei și le etichetăm. Și ar fi bine să vă dați foarte mult timp de gândire și de analiză când vreți să înțelegeți o relație pe care o aveți cu o persoană. O relație suflet pereche, suflet karmic sau suflet flacără geamănă. Acestea sunt mai rare. Și tocmai pentru că sunt rare, toată lumea zice că le are. Dar, haideți să vorbim totuși despre sufletele karmice. Sau, mai bine zis, înainte să vă introduc pe scurt în aceste categorii, aș vrea să vă atrag atenția că evitați cât puteți categorisirea unei relații până nu investigați îndelung sinastria dintre voi. Sunteți, unii dintre voi nici măcar nu vă știți ascendentul. Unii dintre voi nu vă știți măcar luna, Venus și alte planete și alte puncte foarte importante în harta voastră natală, personală. Și deja visați că sunteți într-o relație de suflete flăcări gemene. E o provocare. E o provocare, să știți, această relație este o provocare chiar și pentru cei care cresc și investesc în creșterea lor spirituală de ani de zile, nu de un an, de doi, de trei, de ani de zile, care studiază metafizica și astrologia de ani de zile, nu de un an, doi, trei, este o provocare chiar și pentru ei. Și spun și pentru ei, pentru că ei, cei care au investit în creșterea lor, își cunosc harta natală, își cunosc progresiile, își cunosc ce energii au materializat din fiecare poziție astrologică și ce alte potențiale pot să exploreze în ei. Cunosc ce au făcut, ce fac și spre ce merg. Și în continuare sunt surprize. Așadar, această categorie, flăcări gemene, suflete gemene, foarte, foarte specială, încă creează confuzie și confuzie, aș spune, nu doar disconfort, disconfort ca și categorisire. Până și pentru cei care au experiență în zona spirituală, astrologică. Așadar, nu vă aruncați la categorisire, la e bine să fiți selectivi, dar să nu etichetați. E bine să discerneți, dar să nu judecați la modul acuzator, da? Să discerni e bine, să gândești e bine, să cântărești e bine. Am și o planetă în balanță, apropo de ceea ce am spus, da? Dar nu să judecăm, nu să etichetăm până nu avem toate dovezile. Etichete sunt permise în acest univers. Dau un exemplu, nu poți să etichetezi o planetă ca fiind stea, da? Este planetă, nu este stea. Dar pentru a eticheta, pentru a stabili un lucru, trebuie să ai un dosar întreg de informații. Așadar, la fel și cu sufletele pereche, sufletele karmice. Cele mai dese sunt sufletele karmice. Cu unele avem karmă veche, de la începutul vieții, pentru cei care credeți și în vieța anterioare și din vieța anterioară. Că unii nu credeți în vieța anterioară și atunci limităm karma doar de la începutul vieții până în momentul respectiv, actual. Cele mai multe sunt sufletele karmice. Cu unele dintre ele, acum ne facem karma. Și de-aia spun, este foarte bine să vă cunoașteți harta natală, apoi harta lor natală, cât se poate, că unor nu se poate, dar aproximativ, ca să puteți analiza, să puteți să discerneți ce se întâmplă, de ce simt anumite lucruri, de ce mi se întâmplă anumite lucruri. Și chiar și când știi, spun din perspectiva unui om care studiază astrologia de 20 de ani, peste 20 de ani, încă n-am vorbit despre lucrurile astea,
Așa cum aș fi vrut, dar studiez. Nu știu dacă mai sunt persoanele acelea care mă cunoșteau în domeniul ăsta, dacă mai ascultă acest videoclip, dacă mai sunt prin preajmă, dacă nu, salutare. Ideea este că chiar și atunci când știi și vezi anumite aspecte între planete, anumite poziții în case foarte speciale, chiar și atunci nu știi exact cum se vor manifesta, presimți. Știi, pentru că au mai trăit și alții, ai mai trăit și tu, situații asemănătoare, dar niciodată situația nu este aceeași. Dau un exemplu. Majoritatea, că relațiile karmicele sunt cele mai dureroase. Cele mai dureroase. Din acelea ieșim jumuliți. Nu transformați în bine, transformați în rău. În ce sens? Jumuliți. Consumați de energie. Ciufuliți. E ca și când n-ai trecut examenul la școală. Gata, ai picat. Saturn. Saturn, profesorul dur, te bate. Pe vremuri profesorii și băteau, ciufuleau și lăsau corigenți. Nu, că acum hai să trecem clasa, că nu putem să noi trecem, da? Că o să aibă traume emoționale dacă nu trec clasa. Deci, relațiile karmice ne storc de energie. Cu cât permitem, cu atât ne storc mai mult de energie și asta din cauza că noi ne încăpățânăm să învățăm niște lecții. Nu poți să dai vina pe unul și altul pe celălalt. Că pe de-o parte, lecția celuilalt ține și de o ameliorare a situației într-o formă sau alta, dar acela nu o să-și schimbe niciodată comportamentul decât în mai rău. Și a celuilalt de eliberare de karmă, de obsesie, de dorința de a tempera, de dorința de a vindeca, de dorința de a crea, eu știu, un soi de împăcare, de compromis. Și cu cât încerci acest lucru cu persoanele karmice, care, repet, nu se vor schimba în tendințele lor negative decât în mai rău, pentru că aici e karma, aici e greutatea, cu atât ești mai jumurie. Și de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că la un moment dat și noi cândva am greșit. Nu ne-am asumat greșeala și într-o formă sau alta destinul ne aduce față în față cu o situație în așa fel încât să manifestăm învățarea acelei lecții și plata și învățarea lecției. Dar, repet, unii avem tendința să iertăm, să facem prea multe compromisuri, spun din experiență, prea multe compromisuri, prea multă toleranță, că este scris în Biblie, că am semnat contractul, că e membru de familie, că este face parte din bloc și nu pot să mă cer cu vecinii, că este coleg și nu pot să-mi creez probleme la locul de muncă, că e șef, o, da, și cu șefii, și cu șefii, cum, dacă cumva te dă afară și atunci înduri. Sunt multe situații, nu le pot înșira pe toate. Poate dacă o să am un video doar despre relații karmice, dar e bine că l-am făcut și pe acesta, cât am vorbit, 13 minute. Deci, relațiile karmice vin cu obligații, lecții care trebuie învățate. Obligații care vin din viața aceasta, într-o formă sau alta, n-am plătit față, de exemplu, dau un alt exemplu, să zic că cineva a furat de la o persoană și n-a pățit nimic, nu l-a prins poliția, n-a plătit nimic. Dar se întâmplă ca în viața sa să întâlnească un personaj, să se îndrăgostească, să simtă multă pasiune și personajul respectiv să-l fure de bani. Să-l fure de bani, bărba, femeie, să-l folosească pentru bani. Da? Înțelegeți? Pentru că, într-un fel sau altul, trebuie să plătească. Așadar, trebuie să medităm profund la suferințele pe care le întâlnim. Am spune că, vai, noi n-am făcut niciodată nimic. Poate că nu vă aduceți aminte. Posibil. Și să nu fi făcut anumite lucruri atât de grave încât să zicem noi că nu merităm, eu știu ce, drame atât de intense care ne pot reduce la zero sau ne-ar fi putut, hai să vorbesc la timpul trecut, ne-ar fi putut reduce la zero sau poate ne-a redus la zero și ne-a obligat să renaștem Pluto din cenușă.
Dar dacă nu ne aducem aminte, dacă știm că am fost bun toată viața, aici iar este o lecție. Uneori nu trebuie să fii bun, trebuie să știi să scriezi granițe personale. Ești bun cu cine merită, nu cu cine nu merită. O mare, mare lecție pe care cei empatici greu o învață. Apoi, iar ar trebui să înțelegem, asta ar trebui să facem o progresie în alte vieți, nu progresie, am zis greșit, regresie, o regresie în alte vieți, ca să vedeți ce s-a întâmplat în alte vieți. Și vă spun, ar putea pe unii să vă cutremure, pe alții să vă lase rece, dar puteți să stați în pat cu dușmanul din viața anterioară, cu criminalul, cu cel care v-a omorât copilul într-o altă viață, cu cel care v-a omorât pe voi în altă viață. Asta e relația karmică. Și atunci, de ce atâta emoții intense? Pentru că emoțiile intense au rămas. Doar că noi nu discernem în momentul în care întâlnim pe cineva. Iar trebuie să fii extrem de profund și de treaz spiritual și de centrat ca să discerni tipul de emoție pe care o simți. Și chiar și așa se întâmplă să nu recunoști din prima. Emoțiile sunt intense, dar asta nu stabilesc că sunt pozitive sau negative. Simțiți ceva intens în preajma cuiva pentru că ați mai trăit situații intense, ați făcut război în altă viață sau ați trecut prin drame, prin boli, prin bătăi, prin conflicte, da? Poate ați fost tovarăși de luptă și v-ați ajutat. Aia sunt sufletele perechi, da? Dar relațiile karmice, un șef dintr-o altă viață, o persoană dominatoare, da? Landlord, care v-a biciuit și v-a pus la muncă, acum îl întâlniți sau o întâlniți într-o altă formă, poate nu aceeași, poate alta. Nu mai dau exemple pentru că devin obositoare exemplele. Voi trebuie să le gândiți. Voi trebuie să meditați la lucrurile astea și eventual să vă mai documentați. Deci, relațiile karmice sunt cele mai multe, cele mai obositoare și cele mai greu de trecut. Nu de alta, dar sunt karme și din vieți anterioare. Și relațiile karmice mai sunt de o altă categorie. Cele care se formează acum. Iar pentru asta trebuie să vă cunoașteți harta natală a voastră și a persoanei respective. Dacă aveți planete pe nodul nord, vă faceți karma acum. Așadar, dacă știți acest lucru, sau dacă aveți și pe nodul sud, și pe nodul nord al lunii, veniți cu karma veche și o transferați în viața viitoare. Da, e bine să știi ce pe unde ai planete într-o sinastrie, ca să vezi ce faci. Și dacă știi că te vei mai întâlni în viața următoare, și dacă nu te mai întâlni, ideea este că trebuie să rezolvi karma. Și cum rezolvi karma cel mai bine? Decât eliberându-te și iertând. Chiar dacă e greu, iertând. Și ierți pentru tine. Și asta, iertarea nu vine instantaneu, mai ales după o viață de suferință, după ani de suferință în preajma unui narcisist, a unei narcisiste, a unei persoane deviante, da? Iertarea vine în timp. Să nu avem pretenții să vină pe loc. E absurd. Iar bate în câmpii la categoria iertare și... Sufletele pereche. Sufletele pereche sunt din aceeași familie sufletească. Se recunosc, se simt. Și iar, în general, se văd sufletele pereche și cu ele poți să ai karmă, dar sufletele pereche te susțin. Poți să ai și karmă, dar măcar acelea pereche, mai pozitive sau foarte pozitive, chiar și cele mai slăbuțe suflete pereche te ajută într-o direcție. Te ajută într-o direcție. Te ajută să-ți împlinești un vis, să te vindeci, să treci de un hop. Să zic că ești dezamăgit, dezamăgită de cineva și întâlnești un suflet pereche, se naște o prietenie, o apropiere sufletească, într-o formă sau alta, bărbat, femeie, nu contează, te sfătuiește, te îndeamnă, te cap tează într-o altă direcție care e mai potrivită sufletului tău, te îndeamnă la dans, la
plimbare, hai să ieșim în pădure, să culegem frași și mure. Și nu te mai gândi la dezamăgirea prin care tocmai ai trecut. Se întâmplă, da, sunt multe forme prin care sufletele pereche ne ajută. Unele suflete pereche vin în viața noastră și stau suficient de mult, pot să stea și cu o căsnicie și să fie fericiți. Și asta discerneți între o căsnicie fericită și o căsnicie fals fericită. În căsnicia fals fericită se fac imense sacrificii pentru a susține armonia. Asta pentru că există un ego imens din partea unei persoane cu o karmă imensă. Dar ceilalți cu imensă empatie sau imensă, să mă joc un pic cu acest cuvânt, lipsă de dragoste, vor face compromisuri imense pentru a hrăni ego-ul karmicilor. În relațiile cu sufletele pereche, se mai fac sacrificii, că facem sacrificii, dar nu sunt atât de dramatice, nu sunt atât de epuizante. Chiar dacă depui efort, că asta înseamnă sacrificiu, se finalizează cu o satisfacție care depășește. Hai, dă un exemplu de efort care se finalizează cu o satisfacție. Eu dau din domeniul meu, da? Depui efort să faci o lucrare, să gândești un concept, să exprimi, eu știu, prin desen, prin pictură, îți trebuie la un moment dat, la pictură, de exemplu, la pictură religioasă. Săptămâni în șir, poate chiar și luni, lucrezi la o pictură, pentru că e super migăloasă. Uneori te consumă, că nu vezi rezultatul. De ce zic sacrifici? Pentru că nu mai ai timp de plimbări, nu mai ai timp de cărți, așa cum mai vrea, nu mai ai timp să te uiți pe video, pe YouTube, pe aia. Dar la sfârșit, când o vezi, gata, realizată, ai o satisfacție imensă care îți umple sufletul de bucurie, da? Și atunci uiți sacrificiile. Și acelea n-au fost chiar atât de mari încât să-ți traumatizeze existența. Asta spun eu, o diferență între sacrificii care îți traumatizează existența sau poate nu îți traumatizează de la început, dar încet, 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 încet te deviază de la calea ta și de la esența ta și nu mai știi cine ești în relație. Într-o relație toți ne transformăm, dar dacă ne transformăm într-atât încât nu mai știm cine suntem, este grav. Clar, avem de-a face cu relații karmice. În relațiile cu sufletele perechi ne putem transforma, dar în bine. Îți faci facultatea, dai la un master, îți găsești decizi împreună cu sufletul pereche să te muți într-o altă țară, într-o altă localitate și apar oportunitățile pentru că sunt doi oameni care vibrează la unison pe aceeași cărare, pe aceeași direcție. Sufletele pereche ne schimbă viața, chiar dacă e o întâlnire scurtă, pentru unii poate să fie mai lungă, poate să fie un doctor, poate să fie un profesor. Am spus, și ele pot să vină cu o karmă, dar suferința e depășită și se manifestă într-un final bucuria la sufletele pereche. Iar este mult de vorbit, dar am vrut să fie o prezentare cât de cât scurtă. Sau, în fine, mai scurtă decât teoretic aș avea de vorbit la fiecare categorie. Sufletele gemene sau flăcările gemene, am zis, le includ în aceeași culoare. Am vorbit culori principale, roșu, galben și albastru. Da? Acestea sunt foarte speciale. Sunt gemene, adică sunt din aceeași mamă, nu doar din aceeași familie, din aceeași mamă, din același spirit, aceeași flacără. Nu intru în detalii, am zis, vorbesc pe scurt. Uitați-vă la videoclipurile cu gemeni. Ieri m-am uitat la un videoclip, m-a impresionat.
gemeni. Și mi-am dat seama că și cu sufletele acestea e la fel, până la un punct. Unor se întâmplă ca în acest, da, sunt gemeni, sunt tripleți, sunt și tripleți, sunt și varteți, deci nu e musai să fie doar doi. Însă, legătura este foarte profundă între cei din această categorie și în momentul în care sunt separați, cei doi încep să sufere altfel decât e suferința creată de codependența karmică. Am vorbit de karmă, de codependență, de energii toxice. Că vai că nu pot fără felul în care face persoana respectivă sex sau nu pot fără banii pe care mi-i oferă, chestiuni de genul ăsta sau nu pot fără, eu știu, ceva care creează dependență, toxicitate. Asta e energia la karmice. Dar la flăcările gemene, în momentul în care cei doi se despart, este o suferință ca în cărțile acelea de dragoste pe care le citeați unii dintre voi și vă minunați cum poate cineva să se îmbolnăvească de dor. Și când vorbesc, mă înfior. Da, te poți îmbolnăvi de dor. Pentru un suflet pereche sau pentru o flacără geamănă. Dar acest dor este iar o lecție pe care trebuie să o depășești. Cel care trăiește această separare, pentru că trebuie să conștientizezi că separările, cum spunea Rumi, sunt doar aici. Doar aici, în acest plan. Dincolo, în alte planuri, nu mai sunt separări. Și atunci legătura, când conștientizezi că legătura ta sufletească cu acel suflet pereche, cu acea flacără geamănă, este mult mai profundă decât acest plan, încep să te vindeți. La fel se întâmplă și când te despari și nu e obligatoriu să fie nici suflet pereche, nici flacără geamănă, de o rudă, da? Rudă care poate să fie relație karmică, care s-a dus până la un capăt, da? E dependența. Când vezi că nu mai poți să atârni cu nicio speranță de acel personaj, că s-a dus în altă parte, apare un anume tip de suferință. Într-adevăr, sunt părinți, sunt copii care suferă. Eu mi-am pierdut părinte. Și știu cum este. Și nu doar părinte, și persoane dragi. Persoane foarte dragi, știu ceea ce e. Dar slavă Domnului că la a doua pierdere deja îl descoperisem pe Rumi și am suportat mai ușor următoarele pierderi. La prima a fost cel mai greu când s-a dus tata. Și da, poți să simți că se rupe ceva din tine, dar încet, încet trebuie să învățăm să iertăm și să eliberăm acea durere, să-i lăsăm să se ducă, pentru că a fost o mică paranteză probabil necesară, pentru că cu cât ne gândim la acel suflet care a trecut dincolo, cu cât ne gândim mai mult la el, la ea, cu atât îi tragem în această zonă care, sincer, pentru un suflet nu e cea mai plăcută. Nu e. Aici, pe acest pământ, se învață foarte dur. Sufletele, spiritele au niște lecții foarte dure de experimentat. Așadar, încercați să-i lăsați pe cei care s-au dus, să-i lăsați să se urce, să ascensioneze, să-și vadă de cărările de lor, de căile lor spirituale, de ce vor să mai experimenteze. Acum vorbeam de suferința asta din dor. Din dor de cineva te poți îmbolnăvi. Da, te poți îmbolnăvi, dar aici este lecția de ce ți-e dor. În momentul în care îți dai seama că de fapt ți-e dor de prezența fizică, iar poți să te eliberezi. Poți să te eliberezi. Pentru că cât te documentezi, în spiritualitate, îți dai seama că, sau afli că noi nu ne manifestăm doar în acest plan, ne manifestăm și în alte planuri și te poți manifesta, te poți întâlni, poți experimenta cu acel suflet în alt plan, nu musai aici. Și în momentul în care știi acest lucru, acel dor se poate rezolva prin iertare, prin eliberare. Am spus, vorbesc pe scurt, la flăcările gemene. Am spus că sunt din aceeași flacă, din aceeași mamă, din același uter spiritual, energetic. Și atunci întâlnirea dintre cei doi este
foarte specială, foarte intensă. Dar cei doi combină celelalte două, karma și sufletele perechi, pentru că cei doi când se întâlnesc, se întâlnesc ca să se transforme. Dacă unul dintre ei se încăpățânează să se transforme în bine, manifestă karma. Suferință peste suferință, peste suferință, peste suferință. Și atunci, ce face celălalt care este treaz și care a venit în viața celui adormit să-l trezească? Așteaptă, îndură, așteaptă, îndură, așteaptă, semnalizează, uite cu tare, uite cu tare, uite cu tare, te mai aștept, te mai aștept, dar nu poți să aștepți acest personaj la infinit, chiar dacă este flacăra ta geamănă. Și revin la videoclipul pe care l-am văzut și pe care și voi puteți vedea diferite clipuri despre geme. Se întâmplă la un moment dat în viață ca doi geme să fie despărțiți, unul să moară și altul să trăiască. De ce? Nu intrăm în detalii. Asta nu înseamnă că dacă unul a murit, trebuie să moară și celălalt. Îi va fi greu o perioadă și își va reveni cel care trăiește. Și despre videoclipul pe care l-am văzut ieri. În spital, evident, doi gemeni s-au născut, da? Unul mai slăbuț, altul mai grăsuț. Așa se întâmplă, da? Unul mai treaz, altul mai adormit. Și la un moment dat cel mai slăbuț a început să aibă probleme, că știți cum e în spital. În spital mai multe probleme apar, dar noi nici aici nu intrăm în detalii. La un moment dat l-au pus la incubator, părinții s-au dus acasă cu celălalt care era în forță, acela tot creștea, tot era bine, celălalt care rămăsese la spital era din ce în ce mai rău. Și la un moment dat, după un timp, doctorii au spus că este recuperabil și că nu mai are șanse de salvare. Vă dați seama pentru părinți ce veste. Și ce s-a gândit mama? Intuiția ei a spus să-l ducă pe cel sănătos la cel bolnăvios și să-l pună lângă el în incubator. Se pare că în momentul în care a făcut acest lucru, bebelușul mai sănătos s-a răsucit într-un mod foarte special, că avea câteva luni, și l-a îmbrățișat pe celălalt mai bolnăvior. Și acela, deci la aparate, s-a văzut diferența, a început să respire mai bine, nu mai avea nevoie de oxigen, a început să se coloreze pielea, era foarte palid. Și s-au bucurat oamenii. Au redus doctorii oxigenul și părinții l-au luat pe cel bun acasă. După un timp, iar cel bolnăvior, iar a avut o cădere. De asta dată, mama a convinsă, iar l-a dus pe cel bun la spital și la fel s-a întâmplat. Bebelușul l-a îmbrățișat pe frățiorul său mai mic și acela a început să se simtă mai bine, să respire, până au redus într-adevăr iar oxigenul, dar de asta dată părinții nu l-au mai lăsat. Nu l-au mai lăsat la spital, l-au luat acasă. Și acela slăbuț și cu semnul întrebării dacă mai trăia, mai avea vreo șansă, și-a revenit. Și-a revenit încet, încet, fiind în preajma fratelui mai mare, sau surioare, nu era frate, fratelui mai mare, acela i-a dat energie. Așadar, și la flăcările gemene, da, ne întâlnim să le dăm energie, să-i trezim, să-i resuscităm. Dar dacă ei vor, dacă nu vor, nu poți să-ți anulezi misiunea ta, sufletul ăla pe care l-ai, iar nu intru în detalii, acel suflet, același suflet îl are și celălalt. Aici e foarte interesant și misterios, la flăcările gemene au același suflet, da? Nu chiar același, sunt din același ou. Poți să spui că e același suflet, dar nu e chiar. Jumătatea aceea s-a obișnuit să-și creeze identitatea sa. Cealaltă la fel. De obicei merg pe căi diferite și se întâlnesc ca să-i aducă celălalt. Băi, băi, unde te-ai dus? Nu vezi că te-ai îndepărtat de esență? Hai în lumină, hai acasă, hai la mama, Matrix. Da? Avem o misiune de făcut, avem nevoie să fim împreună și să fim puternici. Dar, uneori, karma, relațiile karmice, acelea despre care am vorbit, sunt mult mai puternice. Sunt mult mai puternice și atunci fiecare alege drumul său. De-aia am spus, este greu să etichetezi, mai ales flăcările gemene, sufletele gemene. Seamănă.
au trăit suferințe asemănătoare, dacă nu viața asta, în altă viață. Și cel care vine să-l trezească pe celălalt are răspunsurile la întrebările pe care celălalt și le pune, dar nu și le-a rezolvat. Sunt multe de vorbit, o să vorbesc o dată mai mult. Sper să fi fost clar. Nu vreau să închei până nu vă atrag atenție. O să fac și despre aceste lucruri niște videoclipuri, nu știu câte lungi. Să vă mai spun un lucru. Am zis, este foarte important să știi sinastria, harta natală, planetele tale, pe unde circulă, tranzitele, și alea sunt importante, dar mai ales progresiile, ca să știi cum te manifesti, să le înțelegi și pe celălalt, să vezi unde se ating, unde vă atingeți energetic și ce aveți de lucrat, unde este karma, ce se poate dezvolta, ce se poate explora, ce energie poți să folosești pentru vindecare. Sunt multe. Ideea este că uneori, faptul că avem niște emoții intense, am spus la relațiile karmice, de multe ori noi nu știm, pentru că centrul plăcerii este lângă centrul durerii. Iar alt subiect despre care ar trebui să vorbesc, dar se întâmplă și la nivel emoțional. Emoțiile să fie atât de puternice și nu știi de ce. Pentru că în altă viață ai experimentat emoție puternică, dar negativă. Și acum ai impresia că cine știe ce pasiune, dar nu-i pasiune. Nu e pasiune. Te păcălește mintea, te păcălește corpul că e pasiune. Nu e pasiune, sunt emoții negative. Dar noi, corpul uneori ne păcălește, uneori și mintea. De aia trebuie să fim intuitivi și trebuie să fim atenți la noi și să ne cunoaștem cât mai bine. Și spuneam că unii dintre noi avem în harta natală aspecte puternice cu Pluto. Suntem persoane care, mai ales cei care au aspecte puternice cu Pluto, care au case în casa 8-a, au planete în casa 8-a, care au planete în Scorpion. Cei care au aceste energii foarte intense se transformă pe ei tot timpul, nu se lasă, chiar dacă suferă, chiar dacă cineva ajunge, suferă din dragoste, din prea multă dragoste, din prea multă toleranță, la un moment dat ceva din ei răbufnește. Și din zero, din cenușă, renaște Phoenixul. Da? Din fiecare, din cei care aveți aceste planete. Iar dacă ai și Uranus și știi că ești mai exploziv din fire, tot ce vei relaționa tu va fi conform naturii tale. Așadar, poate întâlnești o persoană care a avut o viață calmă până să te întâlnească pe tine. De-aia zic, mare grijă cu etichetele, până să te întâlnească pe tine. Sau tu ai avut o viață calmă până să întâlnești un personaj. Nu înseamnă musai că cine știe ce flăcări gemene, ce suflete, pereche or fi, până nu vezi sinastria, nu poți să pui punctul pe ei și nici atunci nu poți să etichetezi corect. Îți trebuie mult timp să lași să se desfășoare evenimentele. Dacă ai planete în sinastrie, dacă cineva pune planete în casa 8-a a cuiva, știi. Ca astrolog, da? Că va fi transformare. Dar nu știi cum. Așadar, până nu decur, nu trece timpul și nu vezi cum se manifestă unul altul, fiecare va manifesta, poate unul e deschis la transformare, altul nu e deschis la transformare. Ce te faci? Ce te faci? Nu-i suficient să fii tu deschis, trebuie să fie și celălalt. Iar am zis, poți să ai Venus și Pluton în harta natală, vei experimenta iubiri transformatoare de fiecare dată. Chiar dacă persoana respectivă vine cu alt vibe. În preajma ta. Și nu că ai avea cine, pur și simplu este energia cu care te-ai născut tocmai, ai ales această energie, această aură, tocmai ca să te transformi pe tine și eventual să-i transformi pe ceilalți. Să dea Dumnezeu să fie bine, pentru că oamenii care știu aceste lucruri, în general, lucrează înspre creșterea lor și atunci înspre creșterea lor spirituală și atunci vor dori să manifeste ce pot mai bine dintr-o relație, dar nu toți vor face acest lucru. Sunt și oameni care își cunosc harta natală și o folosesc într-un mod negativ. Așadar, mare atenție, mare atenție la cum etichetați voi persoanele din viața voastră. Noi vedem în cărți potențiale pentru unii, da, acea poveste poate să
prezinte povestea unor suflete perechi. Pentru alții, flăcări gemene într-o anumită ipostază. Dar, repet, flăcările gemene sunt foarte puține. Sunt foarte puține. Și flăcările gemene lucrează și în alte dimensiuni. Și peste hotare, poate nici nu s-au întâlnit și urmează să se întâlnească. Tu, în momentul în care lucrezi pe creșterea ta spirituală, te apropii de flacăra ta geamănă. Poate nu este relația karmică pe care o confunzi tu acum. Chiar dacă e intensă, uită-te, Nisina, strie, analizează, lasă lucrurile să se manifeste și apoi vei vedea. Timpul îți arată. Timpul. Ca vinul. Vinul devine mai bun cu timpul, da? La fel îți dai seama de natura relațiilor în timp. Am vorbit foarte mult. Sper că a fost de folos pentru unii dintre voi. Știu că unii veți da dislike-uri. Dar vă mulțumesc pentru cei care ați avut răbdarea să ascultați și urmează să mai vin și cu alte înregistrări. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă mulțumesc pentru să nu uit. Că să mai... nu uitu, că mai am multe în gând. Vă mulțumesc pentru donații pe toate căile și prin PayPal și prin cafeluță și prin ce mai sunt inimioare, thanks-uri și mulțumiri și în primul rând pentru vibrația voastră frumoasă. Numai bine tuturor! Vă pup, ceau, ceau!